Pacea Domnului, frați și surori! Mă aflu pentru a doua oară în această biserică și mă bucur să fiu aici. Am fost anul trecut când a fost și fratele Văduva aici și m-am bucurat. Am venit din cauza fratelui Daniel pentru lucrarea care el a înțeles să o facă atunci când copiii mei au trecut prin încercări. Și acum vin după niște valuri foarte grele. De 3 luni am îngropat și a doua soție care a plecat la Domnul după o suferință de 3 luni. Și sunt aici din cauza că mai am o nepoțică care astăzi primește binecuvântarea la Biserica Ezra, iar nepoata cea mare va primi botezul tot acolo și a avut plăcerea ca eu să fiu acolo, care să nu numai să fiu martor, ci chiar să oficiez lucrul acesta împreună cu frații de acolo. Frații și surori, am stat și m-am gândit la aspectul acesta, e o constatare care nu numai în Anglia se întâmplă și în România. De ce se răcesc frații și surorile? De ce nu mai răspund la ceea ce Dumnezeu ar vrea ca să fie în viața noastră? Și anume, peste tot vezi că tot mai puțini participă la rugăciune. Și nu mă refer la rugăciunea de duminică, ci la rugăciunea din timpul săptămânii. Eu mă ocup în mod special de această lucrare la noi în biserică de ani de zile și sufăr pentru lucrul acesta și îndemn pe frați. Și aș dori ca să vedem câteva lucruri care le putem lua din cuvântul lui Dumnezeu. Spre exemplu, spune în Matei 7:7, la 12 acolo, căutați, cereți, întâi spune, căutați, bateți, și observați, cuvintele acestea sunt la timpul prezent, adică cereți continuu, căutați continuu. Când spun cereți, înseamnă că am descoperit o nevoie. Și toți avem nevoie în viața noastră, în familiile noastre, în bisericile noastre, sunt nevoi permanente, dar avem o sursă permanentă pe care Dumnezeu a promis că orice vom cere, Domnul Iisus Hristos a spus, orice veți cere în numele meu, Tatăl vă va da. Deci noi avem un loc unde trebuie să mergem. Oare nu mai vedem nevoi? Oare suntem noi mulțumiți noi înșine ce se întâmplă cu noi? Și atunci de ce gura noastră stă închisă? De ce nu strângem rândurile, frați și surori? Aș vrea să vedem câteva lucruri din Coloseni, din capitolul 3, îmi place mult epistola aceasta și am rămas mult la ea. În capitolul 3, dă aici primele 11 versete, viața nouă în Hristos și credinciosul personal, fiecare personal. Ce s-a făcut în viața lui și cum lucrează Dumnezeu mai departe. Apoi de la versetul 12, care vreau să-l citesc, viața nouă și credincioșii între ei, care trebuie să fie relațiile, care trebuie să fie viața pe care o trăiesc credincioșii între ei. Și aș vrea ca aceasta să fie o verificare. Nu o să-mi permită timpul. L-am rugat pe fratele Cornel să-mi facă semn când se împlinesc 10 minute, ca să nu depășesc. Și eu, de felul meu, știu să țin timpii de mers. Am fost mecanic o viață întreagă și cum întârziam puțin, strigau impegatul. Întreabă operatorul de ce ați prelungit 30 de secunde între stația și stația. Și am învățat să merg la fix, dacă se poate, ca să nu am probleme. Deci problema este aceasta. Sunt lucruri în viața noastră, sunt lipsuri care le avem, constatăm nevoi care le avem și nu mergem să cerem. Domnul Iisus Hristos în Matei, în capitolul 7, la versetul 7 acolo, în continuare, dă 2 exemple. Unul din viața cerșetorilor, care când vedea un om, se ducea la el și cerea că avea o nevoie. Și după aia căuta, se ținea după el până la ușa casei și la ușa casei bătea ca să-i se dea ceea ce are nevoie. Știa că acel om poate să-i satisfacă acea nevoie. Și Domnul Iisus Hristos folosește acest exemplu. Căutați, dacă aveți nevoie, căutați, cereți, adică mergeți și găsiți sursa de unde puteți să luați aceste lucruri și după aia bateți, nu vă lăsați. Și Domnul Iisus mai dă exemple în acest stăruința în rugăciune, când vorbește despre bogatul acesta, când bătea la ușă femeia aceasta, prietenul bătea la ușă, dăm două pâini, sau a venit cineva la mine și am nevoie, nu mă lăsa. Așa trebuie să ne ținem noi de Dumnezeu, pentru că El ne-a făgăduit că noi, ca și copiii ai Săi, nu vom duce lipsă de nimic dacă suntem legați de El. Vreau să citesc din Coloseni 3, de la 12 la 17. Vreau să vedem un lucru. Cuvântul acesta din versetul 1, deci dacă ați înviat, vine ca o completare la capitolul 2, în care arată ce s-a întâmplat cu credincioșii și cu Domnul Iisus Hristos, ce a făcut, și dacă acesta nu este dacă ești mântuit sau dacă ai înviat sau nu.
În limba noastră mai bine ar spune, datorită faptului că voi ați primit aceste lucruri, sunteți în poziția aceasta, ați înviat împreună cu Hristos să umblați după lucrurile de sus. Și aici spune iarăși în versetul 12 un cuvânt, astfel, dar, deci după ce arată cum este credinciosul personal care este cu viața ascunsă în Hristos, în Dumnezeu, și după ce se dezbracă și leapă de toate lucrurile acestea, care le spune cuvântul lui Dumnezeu, mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli, și spune, lăsați-vă de mânie, vrăjmășie, răutate, clevetire și vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură, nu vă mințiți, vine și spune, astfel dar, că sunteți în felul acesta, ați terminat cu toate lucrurile acestea, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin la cuvântul Domnului. Frați și surori, dacă noi împlinim aceste lucruri care le spune cuvântul lui Dumnezeu aici, ne îmbrăcăm cu toate acestea, cu răbdare, îndelungă răbdare, cu bunătate, și dragostea vine ca o manta care le cuprinde pe toate și le leagă strâns, ce probleme mai avem între noi? N-ar mai trebui să mai fie niciun fel de problemă. Dacă un frate zice ceva și mă supără, sau eu cu dragoste, dragostea înseamnă să vrei binele cel mai mare pentru cel care ești în contact, pe care îl întâlnești, în casa ta, între frați, chiar și în lume. Și eu aș vrea să venim o leacă la sursă. De ce avem probleme? Și să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să înțelegem. Cuvântul acesta, pacea lui Hristos să locuiască din belșug în inimile voastre, în altă traducere spune să arbitreze. Vedeți? Un arbitru care este imparțial, care este acolo și când vede că ai călcat regulile, te înștiințează. Știți care este? Pacea lui Hristos, care lucrează în conștiința noastră. Conștiință înseamnă cont dinainte și știință știut. Conștiința lucrează în funcție de lucrurile care noi le cunoaștem. Și dacă noi avem probleme, avem probleme din cauza faptului că ori nu cunoaștem bine cuvântul lui Dumnezeu în anumite situații, că altfel n-ar spune cineva, știți, eu fac lucrul ăsta și n-am nicio mustrare de conștiință. Nu se poate. Dacă tu cunoști cuvântul lui Dumnezeu bine, nu vei putea să faci absolut nimica care îl supără pe Dumnezeu, pentru că conștiința din interior va spune, nu-i bine lucrul acesta, tu nu ai liniște, îți pierzi pacea, arbitru fluieră, dacă tu nu ții cont, ești afară din joc. De aceea aș vrea să ne verificăm fiecare dintre noi. Oare ar mai fi probleme între soț și soție? Ar mai fi dacă noi am lepăda, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, orice strigare, orice amărăciune, orice de felul acesta să piară din mijlocul vostru. Dar la noi s-a dus delicatețea aceea cu dragostea care acoperă totul, crede totul și din cauza aceasta sunt probleme pentru că nu ținem cont de cuvântul lui Dumnezeu. Știți cum se educă conștiința? Prin cuvântul lui Dumnezeu, prin cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Și versetul următor spune, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în inimile voastre. Frate și soră, tânăr sau bătrân, cât timp aloci tu cuvântului lui Dumnezeu să-l cunoști, să-l memorezi, ca el după aceea să fie acolo, să poată să crească nivelul conștiinței tale și a mele, ca în felul acesta noi să trăim la un nivel tot mai înalt, tot ca Domnul Iisus Hristos. Că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, chipul Domnului. Suntem schimbați în același chip al Lui, dar chipul Domnului este descoperit în cuvânt. Deci avem nevoie. Este cuvântul lui Dumnezeu liber în inima mea? Este casa mea? Casa Lui, inima mea? Asta vrea Domnul Iisus Hristos și Pavel veni să învețe. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug. La noi este sărăcie de cuvântul lui Dumnezeu. Culmea, acum când avem din belșug toate astea, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu bisericii din Efes? Ce am împotriva ta? Îi laudă cu multe probleme. Ai rămas așa pe poziție, nu admiți pe cei care vin cu învățături străine și alte lucruri. Dar ce am împotriva ta? Ce spune? Este că
Ți-ai părăsit dragostea din tâi, n-ai pierdut-o, ai părăsit-o, deci cu bună știință. Și știți ce înseamnă Efes? Efes înseamnă a lăsa mai moale. Adică ce, frate, atâta tot. Grupuri, rugăciune, mereu și în curs săptămânii, eu pot și altfel și hai să o lăsăm mai moale, că avem alte probleme. Și în cauza aceasta, conștiința noastră ne mustră, noi nu ținem seama nici de Duhul lui Dumnezeu, nici de conștiința noastră și atunci începem să avem probleme noi personale, relația cu Hristos și apar problemele în familie, apar probleme între frați, nu ne mai convine de un frate sau de altul. De aceea aș vrea ca noi să ne educăm conștiința noastră, pentru că taina credinței se păstrează într-un cuget curat și Pavel spune, pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință, s-au abătut de la calea lui Dumnezeu. Dintre care suntem noi? Dintre aceia care se păstrează curați și tari și zice, frate, orice lucru mi se pare rău, nu-l fac. Pentru că mă mustră conștiința și eu decât să mă mustre conștiința, mai bine nu fac lucrul acela și mă lipsesc de lucrul acela și nu vreau să intru în duel nici cu un frate, nici cu o soră, nici cu soția, nici cu copiii și trăiesc în pace cu toți oamenii. Și cuvântul spune, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, să înțelegem. Dumnezeu ne-a chemat la o viață înaltă. Și nu numai că ne-a chemat, ne-a pus la dispoziție totul. Cuvântul său, care este dreptarul învățăturilor sănătoase, ca noi să mergem după acest cuvânt, ne-a lăsat Duhul său să ne călăuzească, a pus frați lângă noi. De ce te superi când un frate spune, frate, nu-i bine ceea ce faci, dar tu să mă înveți pe mine? Dar de ce? De ce să nu te învăț? Ești fratele meu și nu vreau să te las să greșești. Și orice frate ar trebui să aibă acces în viața mea, să fiu mai vulnerabil, cum s-ar spune, să permit lucrul acesta, nu să mă supăr. Dacă eu mă supăr, frate, e normal să închide și să duce, dar de ce să-mi fac eu probleme? Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că pacea lui Hristos este arbitrul care este în viața noastră. Când El ne mustră și ne pierdem pacea, lucrul acela nu este bun. Orice ai face, orice ai vrea să justifici, nu este bun. Și atunci aleargă la cuvânt și vezi, de ce nu este bun lucrul acesta? De ce îmi pierd eu pacea? Hai să strigăm la Dumnezeu ca El să ne ajute să înțelegem că noi trebuie să trăim cuvântul lui Dumnezeu în totalitate în viața noastră. Și vă promit că El, atunci când noi nu ne vom lăsa, când spune acolo, căutați, întrebarea este, de ce v-ați oprit? De ce ne-am oprit din căutarea aceasta, a soluției, a problemei, a lucrurilor care ne confruntăm? De ce te-ai oprit, frate și soră, să ceri, să strigi la Dumnezeu, să bați? Nu trebuie să descurajăm. Dumnezeu este acela care ne aude și care ne cunoaște și vrea să ne împlinească viața noastră. El să fie slăvit și binecuvântat, pentru că încă lucrează în viața noastră și nu ne lasă. Și noi ar trebui să fim din aceia care nu ne lăsăm. Fiți tari în Domnul și în puterea tăriei Lui, spune cuvântul lui Dumnezeu. Să ne întărim în El. Haideți să venim înaintea Lui și să-L binecuvântăm pe El și mulțumim Domnului pentru toate aceste lucruri și posibilități care ne le dă și pentru că putem să fim împreună și unitatea aduce biruință, unitatea aprinde focul, unitatea ne face pe noi ca să mergem înainte și în felul acesta să nu fim înfrânți de către cel rău și El să fie slăvit pentru toate. Amin.